Acesta este momentul în urma căruia CSU Suceava a fost sancționată. Decizia Comisiei Centrale de Disciplină reflectă gravitatea incidentului petrecut în sala liceului cu program sportiv din Suceava. Pe lângă amenda de 15.000 de lei, CSU Suceava va trebui să joace următoarele 5 meciuri de pe teren propriu, fără sprijinul suporterilor. Această sancțiune îi ține departe de favoriți și pe fanii locali, mulți dintre ei deținători de abonamente, care nu își vor putea susține echipa tocmai până la sfârșitul lunii noiembrie. Pe lângă sancțiunile aplicate echipei, spectatorul considerat responsabil de incident a fost amenat cu 250 de lei și s-a interzis accesul la evenimente sportive pentru un an.